Pentru reabilitarea rețelei de termoficare a orașului Drobeta Turnu Severin, regia pentru activități nucleare a cheltuit din 2005 până în 2008 o sumă colosală. Punerea la punct a conductelor și a puntelor tehnice a costat anul 90 de milioane de euro. O investiție făcută de RAN în perioada 2005-2008, care nu era neapărat, adică nu era trecută în contractul de concesiune, decât într-un cuantum mult mai mic. S-a făcut în grabă, cu bani mulți. Conductele din subteran aveau o garanție de 30 de ani, iar cele de suprafață de 20 de ani. Numai că în acest an, la doar 8 ani de când au fost terminate lucrările, autoritățile din Drobeta Turnu Severin au concesionat rețeaua de alimentare cu energie termică de la Regia pentru Activități Nucleare. Imediat ce au fost puse sub presiune, conductele au început să cedeze una după alta. Sunt două săptămâni în care, în oraș, au apărut 10 de avarii. În momentul de față sunt vreo 27 de intervenții la care trebuie să operăm. Timpul de operare este destul de mare, fiindcă condițiile sunt destul de grele, în sensul că depistarea celor subterane este greoaie și de multe ori defectul semnalat de aparatele indicatoare de pierdere de apă nu indică locul exact. Am găsit țeavă care are ca durată de viață 30 de ani, după 7 ani, efectiv retezată, de foarte proastă calitate. Nu vreau să intru în amănunte, dar sunt convins că s-au folosit, în momentul în care această rețea a fost reabilitată, s-au folosit materiale proaste. Noi dăm de ele acum, în momentul în care spargem și ajungem la aceste probleme, dăm de elemente proaste, de lucruri care efectiv nu știu cum s-au făcut, pe bani mulți puțin, dar de proastă calitate. Din cauza avariilor repetate, școli, grădinițe, dar și sute de apartamente rămân zilnic în frig. E de mult treabă și veche și e pute de. Nu, tocmai că e pusă nou. Nou? Da. Eu nu știu că e pusă nou. Au zis că au reabilitat și acum au apărut altele. Înseamnă că nu au făcut nimica. Nu le-au reabilitat și acum au scos mustățile, cum să spun așa, au răsărit ca din pământ, ca ciupercile după ploaie. Cele 90 de milioane de euro investiți în reabilitarea rețelei de termoficare au fost împrumutați de la bănci, iar lucrările la rețeaua de termoficare au fost executate de firma regelui asfaltului din Banat, Georgică Cornu.